Deci am, ca să venim în întâlnirea dorinței colegilor, am mișcat și mă rog să faceți liniște scară, vă mulțumesc. Și mai merge microfonul. Ca să venim în întâlnirea solicitărilor vecinilor și asociației de proprietari din vecinătate, am modificat înălțimea, s-a renunțat la subsol și s-a renunțat la etajul mare. Și atunci, înălțimea blocurilor a rămas ca aceeași configurație, așa cum au fost avizate în toate condițiile de circulație, de... la circulație, dar avem marcări. Așa, și ce am spus? Deci a rămas pe aceeași, pe același sistem, doar că sunt de plus 3. Și în aceste condiții avem înălțimea de 255 de metri. Am refăcut de întorire pentru această înălțime, dar nu mai e, adică oricum e mai aminte de ce a fost înainte. Se rămâne cu 4 metri general, dar este zona către Ionică și 9 metri 50 zona aceasta de acces. Ce pot să vă spun? Rămân aceleași regim de aliniere care este pe regimul 2 metri, iar pe zona de sud am lăsat la 3 metri locul fiind la 3,50. Să pe domnul Mesec aici locul în zona de balcon și cred că am bucătărie aici. Avem 15-50 în zona cea mai apropiată și mai mult de 6 metri față de pădirea pentru rest. Se respectă regimul de aliniere față de axul străzii Republicii. Pune și prezentările cu noua aluletă. Și rețelele de cinteți. Deci, pe rețelele de digitare de acest plan, aici este existent zona de platformă digitală pentru domeniul existent înainte de construirea blocurilor. Și pentru blocuri, pentru zona de blocuri, am propus încă două platforme care se pot încerca selectiv această proiectare. Eu vreau să întreb dacă ce e prezentat aici la volumetrie sunt, de fapt, și bănuiesc că sunt chiar proiectele așa cum vor fi executate. Și spun asta pentru că am constatat că un parapet de balcon de la zona etajului de tras este mai înalt decât parapetul de dedesubt, ceea ce înseamnă că s-a luat în calcul curățimea termoizolației și asta mă face să cred că 3D-urile sunt făcute real după proiectele așa cum se intenționează să fie executate. Asta aș vrea într-un fel să fie și confirmată sau condiționată în aviz ca proiectele să se facă așa și nu să fie schimbate după ce s-a prezentat aici o ilustrare.
Să fie 12 apartamente,